Tinerul în vârstă de 30 de ani și fiul lor în vârstă de 10 ani au murit pe loc, iar bărbatul aflat la volanul autoturismului a fost grav rănit. Zeci de minute au muncit pompierii să-i scoată din ceea ce a mai rămas din mașină. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. O altă tragedie pe șosea. Doi tineri au murit în urma unui accident rutier ce a avut loc în județul Buzău. Cei doi se aflau într-o autoutilitară care s-a lovit frontal de un tir care circula pe direcția Buzău-Brăila. Traficul pe drumul național 2B a fost oprit mai bine de o oră. Cele două vehicule s-au lovit frontal în zona localității Cilibia, după ce tânărul care conducea autoutilitar a pierdut controlul volanului și a derapat exact sub tir. Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că o autoutilitară condusă de un bărbat de 23 de ani din Vâlcea, care se deplasa pe direcția Buzău către Brăila, a intrat în coliziune cu un autocamion condus în aceeași direcție de un bărbat din Prahova. În urma impactului, tinerii au rămas încarcerați. În urma impactului a rezultat decesul conducătorului autoutilitarei, precum și a unui pasager. Traficul pe DN2B Buzău-Brăila a fost oprit mai bine de o oră. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele producerii accidentului. Mare atenție, șoferi! 5 județe din țară se află sub atenționare cod galben de ceață densă, potrivit unei avertizări emise de Administrația Națională de Meteorologie. Astfel, pe mai multe drumuri principale se circulă cu dificultate, iar pe unele porțiuni vizibilitatea scade și sub 50 de metri. La această oră, traficul rutier desfășoară îngreunat din cauza ceții dense, care a redus vizibilitatea între 50 și 150 de metri pe numeroase artere rutiere din județele Bacău, Galați, Iași, Vaslui, Vrancea și Neamț. Vizibilitate sub 50 de metri se întâlnește pe drumul național 2 la intrarea în Bacău dinspre Roman, pe drumul național 28 Iași-Albița, pe drumul național 24 Behuș-Albița, precum și pe drumul național 15 între Bacău și Piatra Neamț. Incident șocant în Brăila, unde o mașină a fost distrusă complet de o locomotivă. Potrivit martorilor, șoferul autoturismului ar fi vrut să-și pună capăt zilelor. Aceștia spun că bărbatul de 64 de ani a ieșit din mașină și nu s-a ferit din fața locomotivei. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Tragicul accident a avut loc în gara Lacu-Săra din județul Brăila. O mașină a fost făcută țender de acceleratul Galați-București. Conductorul trenului susține că șoferul autoturismului ar fi vrut să se sinucidă. Acesta spune că a văzut cum a accelerat către linia ferată și s-a oprit, după care a ieșit din mașină și s-a așezat în fața autovehiculului. S-a omorât, domnule. Ce mai e? Și-a pus și mașina, s-a pus lângă mașină și la revedere. Asta pe picioare așa. Parcă aștepta să fie executat. N-am avut ce să-i fac. Am mai venit salvare degeaba, că el era mort 150%. Șoferul în vârstă de 64 de ani a fost târât împreună cu mașina sa aproape o jumătate de kilometru. Zeci de minute s-au chinuit pompierii să-i scoată trupul dintre fiarele contorsionate. Trenul a avut o întârziere de 2 ore, fiind nevoie de schimbarea locomotivei. Conductorul trenului a fost testat cu aparatul etilotest, însă rezultatul a ieșit negativ. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz pentru a stabili exact împrejurările în care a avut loc tragedia. Accident teribil și în județul Timiș. O persoană a murit și alte 4 au fost rănite după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat. Șoferul autoturismului a pierdut controlul volanului și a lovit cu putere bordura unui sens giratoriu. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Tragedia a avut loc în județul Timiș, pe centura Lugojului. În autoturism se aflau 3 bărbați și 2 femei care veneau dinspre Caransebeș către Timișoara. La un moment dat, în sensul giratoriu dinspre autostradă, șoferul mașinii a pierdut controlul volanului și s-a izbit de o bordură, după care s-a răsturnat. Mai multe echipaje de intervenție au sosit la fața locului, însă, din păcate, o femeie s-a stins chiar în timp ce medicii acordau primul ajutor. Aceasta suferise răni grave în urma impactului. Ceilalți pasageri din mașină au fost și ei răniți, cu toții au fost transportați de urgență la spital. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact cauza producerii accidentului. Incendiu pe drumul european 85 în județul Ialomița, unde un autocar cu 40 de persoane a luat foc în timpul mersului. Flăcările ar fi izbucnit din cauza unei defecțiuni tehnice, spun anchetatorii. Din fericire, toți pasagerii au reușit să iasă la timp din autocar, astfel că nimeni nu a fost rănit. Da.
A fost o cursă de coșmar pentru zeci de oameni. Aceștia au pornit din Buzău cu destinația București, însă în dreptul localității Cotorca din județul Ialomița, toți pasagerii au fost nevoiți să iasă imediat din autocarul care luase foc chiar în timpul mersului. Pompierii s-au deplasat la fața locului. Din fericire, niciunul dintre cei 40 de pasageri nu a fost rănit sau intoxicat cu fum. Pe tot parcursul intervenției, traficul pe E85 a fost blocat. După ce flăcările au fost stinse, anchetatorii au constatat că incendiul izbucnise de la o defecțiune tehnică. În tot acest timp, primăria Cotorca a pus la dispoziție oamenilor locuri de cazare în sat, însă aceștia au preferat să aștepte un alt autocar care să-i ducă la destinație. Știrile dimineții continuă. Fostul ministru al comunicațiilor, Gabriel Sandu, condamnat în dosarul Microsoft, ar putea fi eliberat din închisoare. Fostul demnitar care execută în prezent pedeapsa de 3 ani de închisoare primită în dosarul Microsoft a cerut eliberarea condiționată, susținând că merită să fie pus în libertate pentru că a încercat să se îndrepte în penitenciar. Ultimele informații vin de la colega noastră, Gabriela Mihai. Gabi, bună dimineața! Bun găsit! Magistrații Tribunalului Ilfov vor decide astăzi dacă Gabriel Sandu va fi eliberat condiționat. În prima instanță, judecătorii de la judecătoria sectorului 4 au decis că poate fi eliberat condiționat, iar în sala de judecată, Gabriel Sandu a motivat cererea de eliberare condiționată, susținând că până acum a efectuat partea care ar fi trebuit din condamnarea primită de 3 ani de închisoare. Mai mult decât atât, spunea Gabriel Sandu că a ieșit și la muncă. De altfel, susține că în fiecare zi s-a trezit dimineața la ora 5, astfel încât să poată ieși la muncă și să-i se scadă din zilele pe care le are de efectuat după condamnarea primită în dosarul Microsoft. Gabriel Sandu este ultimul care a rămas încarcerat în acest dosar și, de asemenea, în fața magistraților mai spunea Gabriel Sandu că are un copil de 5 ani pe care nu l-a văzut în ultimul timp și ar vrea să fie eliberat condiționat, astfel încât să poată ajunge acasă la familie. Vom vedea așadar ce vor decide magistrații Tribunalului Ilfov în cursul acestei zile. Gabriela Mihai a fost în direct, mulțumim. Incendiu la o firmă de salubritate din Iași, 3 autovehicule din garajul companiei au fost făcute scrum. Martorii spun că înainte de incident s-ar fi auzit câteva explozii care ar fi provenit de la niște recipiente din apropiere. Din fericire, nu au existat victime. Alarma s-a dat azi noapte la o firmă de salubritate din Iași. Fumul gros și flăcările care veneau din interior i-a alertat pe cei din apropiere. Flăcările au cuprins 2 mașini de curățat și una de transport gunoi. Din fericire, nimeni nu se afla în clădire la momentul izbucnirii incendiului. În scurt timp, 4 autospeciale de stingere și un echipaj smurd au sosit la fața locului. Martorii spun că au auzit câteva explozii dintr-un loc în care ar fi depozitate mai multe recipiente. Anchetatorii fac acum cercetări pentru a stabili exact cauza izbucnirii incendiului și pentru evaluarea pagubelor. Tragedie la Reșița. O femeie a murit după ce apartamentul în care locuia a fost cuprins de flăcări. Bătrâna a încercat să iasă din casă, însă a leșinat din cauza fumului și nu s-a mai putut salva. Bătrâna în vârstă de 78 de ani locuia cu 2 fete în apartament, însă în momentul izbucnirii incendiului niciuna din cele 2 nu era acasă. Femeia a văzut flăcările și a încercat să le stingă singură. Iar când a văzut că nu se poate, a încercat să fugă din casă. A fost însă prea târziu. Fumul gros s-a acumulat în apartament, a doborât-o. A fost arsă la mână, era dezbrăcată, goală. Dar avea 2 fete care avea grijă de ea, dar nu știu de ce nu a venit, de ce nu a îngrijit-o. Vecinii au văzut fumul ieșind pe fereastra locuinței și au sunat la 112. Pompierii au reușit să stingă flăcările destul de repede, însă pe femeie nu au mai reușit să o salveze. A murit intoxicată cu fum chiar lângă ușa apartamentului. Era gaz, era fum, era miros de ars. Nu se știe, n-am mai ieșit când era pompierii aici. Pompierii spun că toată tragedia a pornit de la un scurt circuit făcut de un prelungitor uitat într-o priză. Cu toate astea, poliția a deschis un dosar penal pentru moarte suspectă. Baronii locali ai PSD s-au adunat aseară într-o ședință fulger la sediul central al socialdemocraților din Bulevardul Chiselev din capitală. Aceștia, trebuie să spunem, nu au discutat despre legile justiției sau despre măsurile din revoluția fiscală. Au pus la cale un meeting al cărui scop declarat este să se opună statului paralel și ilegitim. S-a stabilit să facem un meeting și noi, un meeting de protest.
Mitingul nostru nu e pentru susținerea guvernului, nu pentru susținerea lui Dragnea, nu a coaliției, nu a programului de guvernare. Va fi un miting împotriva statului paralel și legitim, un miting împotriva abuzurilor, un miting împotriva ascultării telefonelor. Este un miting care arată care este adevărata majoritate în România. Este un miting pe care românii l-au cerut. Că acest mesaj a venit președinții de județe din partea partidului. Codrin Ștefănescu susține că decizia a fost luată de președinții din consiliile județene și nu de premier. Premierul este de acord cu organizarea unui miting la Brăila? Aici vorbim despre conducerile județene. Premierul nu este președinte peste de Brăila. Decizia a fost luată. Aceste mitinguri vor avea loc și în București și în întreaga țară. Ca mesaj a celor care au câștigat alegerile și al poporului român vis-a-vis de toate lucrurile bizare care se petrec în ultimul timp în România. Iar după discuțiile cu baronii locale, astăzi conducerea Partidului Social Democrat se vede cu liderii din București pentru a stabili ultimele detalii pentru protest. Alina Sorocean ne aduce toate amănuntele. Bună dimineața, Alina, ești în direct. Bun găsit, astăzi continuă, iată, discuțiile cu liderii PSD și cei din București pentru a vedea când va fi exact organizat acest meeting și la ce oră, în câte orașe. Cert este că unul dintre liderii PSD, Codrin Ștefănescu, menționa aseară că va fi un amplu protest, cel mai probabil weekendul viitor, atât în București cât și în marile orașe din țară. A fost aseară o ședință la ceas de seară la Partidul Social Democrat. Acolo au fost prezenți mai mulți lideri de președinți de filiale și s-a stabilit organizarea acestui protest împotriva statului paralel. Urmează astăzi discuțiile cu cei din București pentru a pune la punct ultimele detalii. Codrin Ștefănescu a negat însă că aseară a fost o discuție și legată de conflictul dintre Gabriela Firea, primarul general, și premierul Mihai Tudose. Mai mult decât atât, nu a menționat ce se va întâmpla dacă va exista o discuție și cu premierul Mihai Tudose, o discuție separată vis-a-vis de neînțelegerile din ultima perioadă. Cert este că a menționat că premierul nu este lider de filiale, drept urmare se organizează protestele chiar și la Brăila, dar premierul va fi prezent la discuțiile de astăzi cu liderii PSD. Alina Sorocean alături de noi în această dimineață. A fost o nouă seară de proteste în București și în mai multe orașe din țară. 500 de oameni s-au adunat în Piața Victoriei din capitală. Manifestanții au cerut demisia liderilor celor două camere și retragerea din Parlament a legilor justiției. Justiție, nu corupție! Justiție, nu corupție! Protestatarii adunați în Piața Victoriei au desfășurat un steag al Uniunii Europene de 15 metri pătrați. Oamenii au purtat și steaguri tricolore și au cântat la vuvuzele, fluiere și tobe. Mă nemulțumește corupția guvernului și faptul că vor să supună în Parlament aceste modificări ale legilor justiției, care vor face să protejeze corupția. Suntem conduși, de fapt, de niște oameni care nu au interes să facă ceva bun în țara asta. Le cerem să demisioneze, dacă nu se poate altfel. Manifestanții au scandat împotriva actualei guvernări și a liderilor celor două camere. Legile justiției, care sunt puse pe repede înainte, nu știu care e graba lor, deci PSD-ul are niște interese în a le trece rapid. Probabil că au informații despre dosarele pe care le instrumentează DNA-ul. Există partide noi în România care au o orientare pro-europeană, pro-americană, care susțin un stat de drept și probabil că oamenii ar trebui să se unească și să se implice mai mult în lupta civică și politică până la urmă. În Piața Victoriei s-a cântat din nou imnul României. Mesajul este să-și dea toți demisiile, că sunt incompetenți, nu pot să conducă această țară. Sunt dovezi foarte multe că nu-și fac treaba. Nu scăpați! Nu scăpați! Nu scăpați! Și după cum vă spuneam, protestele față de Partidul Social Democrat au continuat și în cele mai mari orașe din țară. Mii de oameni au ieșit în stradă, în Iași, Cluj, Brașov sau Galați, pentru a striga nemulțumirile față de măsurile anunțate de guvernul Tudose. La pușcărie!
Sute de brașoveni au ieșit în stradă să protesteze, ei au desfășurat un drapel al României în Piața Sfatului. La Cluj-Napoca, aproximativ 300 de oameni au ieșit în stradă și au mărșăluit spre Piața Unirii. Se mai poate! Vrem anticipate! Nu se mai poate! Vrem anticipate! Nu se mai poate! Vrem anticipate! În Iași, 200 de persoane au cerut demisia guvernului Tudose, iar la Constanța au ieșit în stradă câteva zeci de persoane în fața prefecturii județului. O nație de hoți! Nu vrem să fim o nație de hoți! Și în Oradea, oamenii și-au strigat nemulțumirile. Vrem să plecăm! După gratis să urlăm! Câteva zeci de persoane au manifestat și în fața prefecturii din Galați. Justiție, nu corupție! Justiție, nu corupție! Justiție, nu corupție! Simple discuții interne pe WhatsApp, așa numește Codrin Ștefănescu scandalul dintre Mihai Tudose și Gabriela Fira pe grupul comunicatorilor PSD. Ștefănescu nu vede nimic rău în acuzațiile pe care și le aruncă cei doi combatanți. Asta e o prostie cu Tudose care prea partidul sau cu cineva care prea partidul. Nu are nicio legătură. Gabriela, cum a fost vostra reacție dumnealui la adresa primarului? Nu confundați discuțiile noastre interne pe WhatsApp. Avem tot timpul discuții de genul ăsta în contradictoriu. De obicei, lucrurile, deciziile se iau prin vot. De foarte multe ori am pierdut prin vot luarea unei decizii. De foarte multe ori am câștigat în luarea unor decizii prin vot. Nu există nici fel de ruptură în partid, nu sunt tabere. Chiar dacă secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, încearcă să minimalizeze conflictul din interiorul partidului dintre Gabriela Firea și Mihai Tudose, acesta mocnește deja de ceva vreme. Cel puțin așa reiese din stenogramele unei discuții între comunicatorii partidului, care a avut loc joi seara și care arată replicile dure schimbate între cei doi pe tema amplasamentului târgului de Crăciun. Ați uitat când mă întrebați de ce nu montăm o statuie în Piața Victoriei, să avem un proiect de regenerare urbană, că v-ați săturat de gălăgia hashtag rezist din piață, sau când m-ați certat pentru că nu care cumva să aprob meetingurile sindicaliștilor în fața guvernului pentru că nu se mai poate lucra? Mihai Tudose a parat. V-am rugat, sugerat, doamnă primar general, să încercați să implementați soluția de sistematizare a intersecției, așa cum a fost ea trimisă la dumneavoastră de către MAI, poliția rutieră, din primăvară. Atât, soluție de ușurat traficul. Nu v-am solicitat niciodată să refuzați meetinguri. Continui să cred că nu e cea mai fericită idee cu târgul în unul dintre cele mai aglomerate locuri din București, fără locuri sau spații de parcare. Atât. Și nu a fost singurul schimb dur de replici. Am trecut jumătate de an în care ați consumat timp și energie pentru a mă bloca, pentru a stopa toate proiectele comune, guvern, primăria capitalei. V-ați încălcat propriile promisiuni că veți sprijini proiectele capitalei României. Noi nu vă cerem bani, vă solicităm parteneriate legitime. Domnul Iohannis e în campania electorală pentru prezidențiale. Dumneavoastră sunteți în campania electorală pentru preluarea PSD. Nu negați, este inutil. În dispută a intervenit și Liviu Pleșoianu. Domnule Tudose, nu cred că vreți să vă spun chiar aici ce convingere am în ceea ce vă privește. Am o singură mare satisfacție. Nu v-am votat premier în Parlament. Bine am făcut. Îmi vine să mă felicit. Nu putem fi uniți cu cei care au ordin pe unitate. Suntem civili și nu ne amuză cumpenele prin care trece echipa noastră. Magia sărbătorilor sub munți de gunoaie. La doar câteva zile după ce a fost inaugurat, târgul de Crăciun din Timișoara, caruselele și terasele arată mai degrabă ca după război. În lumina instalațiilor de Crăciun se văd doar pahare de plastic și ambalaje de mâncare aruncate de cei veniți să petreacă. Pe 1 decembrie, cu ocazia Zilei Naționale a României, a fost inaugurat și târgul de Crăciun din Timișoara. Oamenii s-au adunat să vadă luminițele și să sărbătorească momentul cu vin fiert sau cu delicatesele tradiționale. Însă toată atmosfera de sărbătoare a început să piară sub gunoaiele lăsate la întâmplare de trecători. Mesele, aleile, băncile și caruselele nici nu se mai văd de paharele de plastic sau de resturile de mâncare. Imaginile au devenit virale pe internet, unde au strâns zeci de mii de vizualizări și comentarii de la utilizatori indignați de felul în care înțeleg românii să petreacă în spațiul public.
Tribunalul București ar trebui să decidă astăzi dacă statul va fi tras la răspundere pentru tragedia de la Colectiv. Verdictul ar fi trebuit dat de mult timp, însă de fiecare dată magistrații au găsit motive să amâne o hotărâre. Potrivit procurorilor, moartea a zeci de tineri răniți în Colectiv putea fi evitată dacă autoritățile acționau așa cum trebuie. Nu au făcut-o însă, iar oamenii au murit cu zile. Spitalele au tot ce le trebuie. Evident că stocurile se și epuizează și sunt aprovizionate. Erau asigurările date în urmă cu 2 ani de zile de cel care era atunci ministrul sănătății. Procurorii îl contrazic însă, iar concluzia fermă acestora este că statul român a fost prost organizat și nu a știut ce să facă. Datorită acțiunii necoordonate a autorităților publice și cu elemente de improvizație datorate lipsei de exerciții în caz de urgențe majore și bazei materiale deficitare, a fost împiedicată evitarea pierderilor de vieți omenești. Între activitatea de autorizare, rezultatul dramatic și prejudiciul adus victimelor care au suferit vătămări, răni și arsuri în urma incendiului din club, deficiențele entităților publice implicate în intervenția de urgență la incendiul din clubul Colectiv din București în seara zilei de 30 octombrie 2015, există legătură de cauzalitate mediată. Arată anchetatorii care susțin că efectele puteau fi limitate dacă oficialii ar fi cerut la timp ajutorul celorlalte state din Uniune și ar fi activat mecanismul de protecție civilă europeană. Însă pe atunci, Bănicioiu și ceilalți oficiali implicați în tragedia de la Colectiv aveau alte probleme majore. Cel mai greu acum este de dialogat cu părinții, una dintre cele mai grele probleme. Cert este, spun procurorii, că inculpații care vor fi condamnați la finalul procesului nu vor avea niciodată suficienți bani ca să acopere daunele, așa că statul trebuie să-și asume plata lor prin Ministerul Finanțelor, pentru ca decizia judecătorească să nu fie una iluzorie. Oficial, în dosar sunt înregistrate 350 de părți civile, iar daunele se ridică la 280 de milioane de euro. Senatorul liberal Florin Câțu lansează un nou avertisment pentru români pe rețelele de socializare. Economistul susține că guvernul Tudose pregătește un nou Caritas. Câțu crede că executivul va impune o nouă taxă și din acest motiv nu arată care va fi bugetul pentru anul viitor. Dragnea și Tudose opun de un Caritas. Știați deja că statul PSD-ist este mafiot. Nu este un secret. Din 2008 și până astăzi ați împrumutat statul român împotriva voinței voastre. Mă refer la taxa de mediu, taxa de poluare, de timbru pe mediu. Deși aveau nume diferite, reprezentau aceeași hoție brevetată de statul mafiot PSD-ist. Astfel își începe pledoaria senatorul PNL Florin Câțu. Acesta explică felul în care PSD s-a folosit de toate metodele pentru a întârzia returnarea banilor încasați prin taxa de mediu care s-a dovedit a fi ilegală. Câțu arată și cum au făcut acest lucru. După ce am analizat cererea de restituire, nu o să vă vină să credeți ce am descoperit. Ăștia sunt mai hoți ca Terente din Brăila. Iată ce am descoperit. Nu toți cetățenii care au plătit taxă sunt tratați la fel. Cei care nu au acționat statul în judecată primesc banii înapoi. Și atât. Ceilalți primesc în plus și dobânda legală penalizatoare și cheltuieli de judecată. Nu primiți bani cash neapărat. Se fac compensări. Deștept statul ăsta mafiot PSD-ist, nu-i așa? Câțu susține că guvernul Tudose pregătește o nouă taxă. Chiar și fără dobânzi, statul are de restituit aproape 1% din PIB în 2018. E groasă rău, să fie foarte clar. Români, vi se pregătește o nouă taxă pentru că PSD nu are bani să restituie taxele plătite până acum. De aceea se tot amână bugetul pentru 2018. Cum se va numi noua taxă nu mai contează, dar știm sigur că la câteva luni după aplicare cineva o va anula în instanță. A băut bine, iar alcoolul i-a dat curaj. Vorbim despre un șofer care s-a urcat la volanul mașinii și a decis să facă niște curse pe autostrada 1. Planul i-a fost dat peste cap de polițiști, înainte ca temerarul șofer să provoace vreo tragedie. Bărbatul de 40 de ani a petrecut toată noaptea, se pare însă că avea nevoie de ceva mai puternic decât o petrecere, așa că fără să țină cont că era beat, s-a urcat la volan și a plecat într-o cursă spre numai el știe unde, pe autostrada 1. Din fericire atât pentru el cât și pentru ceilalți șoferi care circulau pe șosea, polițiștii l-au oprit la timp, iar când au văzut cu cine au de-a face, au înlemnit. Bărbatul avea o alcoolemie de 1,16/1000, alcool pur în aerul expirat, cu greu reușea să se țină pe picioare. Acum s-a ales cu dosar penal și cu câteva ore petrecute la spital și în sediul poliției, a rămas în schimb fără permis.
Este anchetă la poliția Tulcea după scenele șocante surprinse pe străzile localității Niculița. Un polițist a fost agresat de mai mulți localnici în timp ce încerca să încătușeze un bărbat care parcase neregulamentar. Individul care abia se ținea pe picioare s-a împiedicat și nu s-a mai putut ridica. Mai mulți oameni au sărit în apărarea lui, iar polițistul a scos arma din dotare pentru a calma spiritele. Când a văzut că nu are sorți de izbândă, agentul de poliție a folosit spray-ul paralizant pentru a se apăra. Vă avertizăm, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Dar ce a făcut, m-a omorât omul teleșinat? Unde ai din la pușcării, mă? Unde ai la pușcării? Ce e drumul ăsta? Ai rămâneți cu cascatul, până acum nu-i rămâneți cu cascatul. Deci până acum nu-i rămâneți cu cascatul. Băi, ce te-ai făcut, poliția mea, a fost gheața la... Incidentul a avut loc în miezul zilei în localitatea Niculițel. După cum se observă în imagini, agentul din cadrul poliției rurale Tulcea a încercat să ridice un individ încătușat și să-l bage într-una dintre cele două mașini de serviciu. Trecătorii au sărit în apărarea bărbatului care s-a împiedicat de bordură și a căzut, moment în care au devenit agresivi. Polițistul, simțindu-se amenințat, a scos arma din dotare și a început să-i amenințe. Bărbatul încătușat părea băut bine și abia se ținea pe picioare. Nu a reușit să ajungă mașina de poliție și a căzut din nou, rămânând pe asfalt. Localnicii l-au taxat imediat pe polițist. I-au aruncat cuvinte grele, iar unul dintre ei l-a și pălmuit. Ca să scape de furia lor, omul legii a scos pistolul și spray-ul paralizant. În urma apariției imaginilor în spațiu public din dispoziția Inspectoratului General al Poliției Române, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea a demarat anchetă internă pentru a stabili toate împrejurările în care s-au comis faptele. Pe numele polițistului a fost deschis dosar penal pentru ultraj, iar cel care l-a lovit pe polițist a fost amendat. Imagine postate pe o rețea de socializare au stârnit un val de reacții. Cei mai mulți nu au condamnat gestul polițistului, ci i-au luat apărare. Un șofer din Cluj, băut bine, a lovit cu mașina un om în apropiere de localitatea Florești. Pe lângă ajutorul acordat victimei, medicii au fost nevoiți să mai intervină o dată, pentru că și pasagerul din mașină a intrat în stare de șoc. Șoferul era atât de beat încât a uitat că se urcase într-o astfel de stare la volan. Bă, criminalule, ce cauți beat la volan, mă? Ești un tânăr, mă, nenorocitule, strigi viitorul și o să ai dosar penal. Bă, oameni aici, martor, mă, nesimțitule, gunoiule. Pe lângă victimă, medicii soțiți la fața locului au trebuit să-i acorde îngrijiri și pasagerului care intrase în stare de șoc. Și ce ai fost implicat? Cum? Nu am fost implicat. Șoferul a fost condus la secție de polițiști. Bine faceți că-l încătușați, spuneți-i cătușele la bețiv. Tânărul s-a ales acum cu un dosar penal pentru vătămare din culpă și conducere sub influența băuturilor alcoolice. Accident grav de circulație la ieșire din Dej spre Bistrița. Un șofer a scăpat autoturismul de sub control și a ajuns într-un șanț. În mașină cu el se aflau soția și copilul. Autoritățile susțin că șoferul autoturismului ar fi încercat să ferească impactul cu o altă mașină. Vehiculul a scăpat însă de sub control, a derapat și a pătruns pe contrasens, unde a rupt balustrada metalică și s-a răsturnat în șanț în afara carosabilului. La locul accidentului am găsit 3 victime, o familie cu un copil în jur de 7 ani, mama de pe scaunul din față proiectată în afara mașinii, într-un șanț de aducțiune lângă drum. Toți conștienți în momentul în care noi am ajuns, cu traumatisme craniene de diverse grade, fără alte leziuni care să le pună în pericol viața. Martorii au ajutat la salvarea victimelor. Eu, domnul cu jos. Domnul era căzut în șanț? Era căzut în șanț, copilul pe margine și îl ține taică cu un șofer, un braț. Atât. Speriați, copilul plângea. Cum? Erau speriați, copilul plângea. Nu, stai seama după accident, cum nu știi? Au fost speriați copiii, copilul a fost speriat și... I-am spus, i-am băgat păziciorul în casă, copilul la mine și e dânsul în pălare. Și ce mai de șoferul? Ce s-ar fi întâmplat? Ce-ar fi pățit? Nu știu, au zis că a oferit o mașină și l-a aruncat, o derapat, mi se pare că s-a aruncat acolo. Cei 3 membri ai familiei au fost transportați la Spitalul Municipal din Dej pentru îngrijiri medicale. Luăm o foarte scurtă pauză de publicitate, revenim în doar câteva minute și cu alte informații. Revenim cu subiecte importante, discutăm și despre o răsturnare de situație în cazul scandalului de plagiat în care este acuzat Cristian Pămohaci.
Turnare de situație în cazul scandalului de plagiat în care Cristian Pomohaci a fost acuzat că a furat melodiile interpretei de muzică populară Valeria Peter Predescu. După ce a susținut suscitare că nu a plagiat și că trei instanțe l-au declarat nevinovat, fiul al regretatei artiste a făcut publică o înregistrare cu Pomohaci în care acesta se arată interesat să cumpere piesa. Așa-mi las de gărbinele și cu nuni de sârziene, atunci era lumea mea. Fostul preot Cristian Pomohaci s-a judecat an bun cu fiul regretatei interprete Valeria Peter Predescu pe motiv că piesa de succes a fostului preot, De la Răbrișoara în jos, ar fi copiată după melodia regretatei cântărețe. Pomohaci a reușit să convingă trei instanțe judecătorești că nu a plagiat. Înainte de începerea procesului însă, Pomohaci l-a sunat pe Nicolae Predescu să-i oferă o sumă de bani în schimbul cedării drepturilor de autor. În discuția care a fost înregistrată de fiul Valeriei Predescu, Pomohaci nu susține nicio clipă că este nevinovat. În schimb, se arată uimit de pretențiile financiare ale urmașilor artistei. V-ați venit la sumă sau cum? Dar pentru că pot spune mâine, are rost să vă zic prin telefon. Și acum, că eu fac rostul de bănuți și vi dau mâine și mâine dimineață să nu mai trebuie să dau eu după bănuți și dumneavoastră după mine. Cei doi fii ai artistei i-au propus lui Pomohaci să plătească 5.000 de euro în schimbul cedării drepturilor de autor, însă fostul preot nu ar fi fost de acord cu prețul cerut. Vindeți să o zic cu 5.000 de euro? Nu știu, probabil că da, cei care se ocupă de marketing poate reușesc cu treaba din asta. Nu știu, nu m-am preocupat cu așa ceva până acum. Vă spun eu că nu se vinde. Nu știu, nu, sincer nu știu, n-am încercat. Dacă vă spun eu să sincer, pentru că trebuie să ajungem la o treabă omenească, pentru că hiperbolizată suma. Nu vă dă nicio casă. Pomohaci l-a sfătuit pe Nicolae Predescu să nu apeleze la instanță pentru că va dura ani de zile, până când va avea un verdict final și l-a asigurat pe acesta că nu va pierde procesul pentru că s-a sfătuit cu multă lume, inclusiv cu un șef de tribunal. Fiul artistei care în trecut cântase chiar cu Pomohaci a mai dezvăluit că fostul preot ar fi plagiat mai multe piese de la trei artiști din Bistrița Năsăud și chiar de la Grigore Leșe. Însă Pomohaci a scăpat de orice acuzație după ce magistrații curții de apel din Cluj au respins acțiunea deschisă de fiii îndrăgitei artiste. Și asta după ce profesorul de folclor Ioan Bocșa a susținut că piesa interpretată de Valeria Peter Predescu aparține folclorului popular și poate să fie cântată și de alte persoane. Doi români stabiliți în Anglia au jefuit o bătrână de 87 de ani chiar în mijlocul unui supermarket. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere i-au ajutat pe polițiști să-i găsească pe hoți. Cel care a sustras portofelul femeii și-a recunoscut fapta în fața magistraților și a scăpat de închisoare. După cum se poate observa în imaginile surprinse de camerele de supraveghere, cei doi români au avut un plan bine pus la punct. Au urmărit-o pas cu pas pe femeia de 87 de ani care își făcea cumpărăturile în supermarketul unui orășel din Anglia. La un moment dat, aceasta s-a oprit în fața unui raion cu haine, iar unul dintre tineri s-a dus glonț către ea ca să o țină de vorbă. În tot acest timp, cu agilitate de felină, colegul său i-a furat portofelul în care se aflau 75 de lire sterline și s-a făcut nevăzut, nu înainte de a lua banii din el și de a-l arunca într-un tomberon. Nu m-au rănit și nu am știut nimic până la casa de marcat. Mi-au luat banii din poșetă. De asemenea, am fost nevoită să plătesc 48 de lire sterline pe săptămână pentru a călători cu autobuzul, deoarece aveam abonamentul în portofel, a povestit victima. Scenele au fost surprinse de camerele de supraveghere ale magazinului, iar autoritățile au reușit să-i prindă pe români în scurt timp. Cătălin Miha Verea, în vârstă de 44 de ani, este stabilit de an bun în Anglia și se pare că nu este la primul incident de acest fel. Și-a recunoscut fapta în fața magistraților și a scăpat de închisoare. El va trebui să plătească însă o amendă și cheltuieli de judecată în valoare de 500 de lire sterline. S-au săturat să stea cu mâna întinsă și au luat drumul străinătății. Asistații sociali din Dolj, județ campion la acest capitol, încasau prea puțin bani ca să-și permită un trai decent. Așa că după ce au muncit peste hotare și au ridicat în țară adevărate palate. În doar câteva luni, Gheorghe Miri a strâns o mică avere în Spania și a reușit să-și ridice o vilă în comuna doljană Braloștița. Am trei copii, iar din ajutorul social nu reușeam să trăim mai mult de o săptămână. M-am hotărât să plec la muncă în Spania și astfel am reușit să strâng bani și să ofer familiei un viitor mai bun. Nu vreau să mai ajung niciodată la mila statului și să fiu nevoit să trăiesc din ajutorul social. Mi-am propus să plec în fiecare an și să muncesc în străinătate și vreau să le construiesc copiilor câte o casă. A fost foarte grea perioada în care nu aveam absolut nimic, a povestit bărbatul. Nu este singurul care și-a lăsat familia acasă și a plecat peste hotare ca să câștige mai mulți bani. O femeie povestește că a trăit din mila statului vreme de 3 ani. Am plecat cu inima frântă în Spania, dar nu am avut altă soluție. Am lăsat acasă 5 copii cu tatăl lor și gândul meu a fost tot timpul la ei.
Cu banii pe care i-am câștigat în străinătate am reușit să ne ridicăm o vilă cu etaj, însă banii nu ne-au ajuns să o terminăm, dar cred că în 2 ani o să fie gata. Am câștigat între 3.000 și 5.000 de euro pe contract. În mediul rural e foarte greu să-ți găsești un loc de muncă. Cel mult poți să mergi cu ziua și să faci 50 de lei, a mărturisit femeia. Primarul comunei Brăloștița spune că în ultimii ani numărul dosarelor privind acordarea de ajutoare sociale a scăzut de la 300 la 50. Au demolat, au modificat casele, au construit altele de la fundație și au cumpărat mașini. La urmă, banul câștigat în străinătate aici, în Brăloștița. Pe de altă parte, în localitatea Doljana-Sadova, autoritățile locale au pe masă peste 1000 de dosare pentru acordarea de ajutoare sociale. Continuăm cu informații externe. Stare de urgență în vestul Greciei. Ploile torențiale din ultimele zile au făcut ca apele să iasă din matcă și să se reverse în mai multe orașe din zonă. Autoritățile au dispus echipaje importante pentru a ajuta localnicii să scoată apa din locuințe și au salvat 10 de oameni de la un nec. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Situație disperată în vestul Greciei, unde sute de mii de oameni sunt afectați de inundațiile cauzate de ploile de la începutul lunii decembrie în municipalitățile Agrinio și Mesologhi. Autoritățile au declarat stare de urgență și au trimis numeroase efective la fața locului pentru a ajuta la remedierea situației. În Agrinio, localnicii puteau fi văzuți în timp ce curățau noroiul, pietrele și alte obiecte cărate de viitură cu ajutorul lopeților. Un număr mare de locuințe, magazine și afaceri au fost inundate, iar echipele de intervenție fac eforturi supranaturale pentru a fluidiza traficul și a rezolva problema apei potabile. În Mesologhi, mai mult de 30 de case au fost complet inundate. Cel puțin 10 oameni au fost salvați după ce au rămas blocați în subsolul unei locuințe. În aceeași regiune, un pod de fier a fost dărâmat, iar mai multe locuințe au fost complet izolate. În același timp, mai multe drumuri au fost blocate după ce bolovanii uriași au căzut de pe versanții drumurilor pe șosele. To vrijate da bude trebiti što podam. To podam jer se pisao. Ko za njega? În pofida acestor inundații terifiante, autoritățile elene susțin că nu există informații care să arate că cineva ar fi fost rănit în aceste evenimente. Meteorologii susțin că locuitorii din vestul Greciei vor putea răsufla ușurați în următoarele zile, dar avertizează că precipitațiile masive se vor muta în estul țării. Incendiu masiv într-un cartier rezidențial din Germania. Cel puțin 4 oameni au murit și alți 20 au fost răniți după ce mai multe etaje ale unui bloc de locuințe, majoritatea sociale, au fost cuprinse de flăcări. Numeroase echipaje de pompieri și ambulanțe au fost mobilizate la locul incendiului, dar nu toți locuitorii aflați în imobil au așteptat intervenția lor. De disperare, la vederea focului care se apropia amenințător, mai mulți locatari au încercat să sară de la etaj. Un rezident a decis să-și pună și mai mult la încercare norocul și s-a aruncat de pe acoperișul clădirii. În mod miraculos, acesta a supraviețuit, dar este rănit grav. Nu la fel de norocoși au fost alți 4 oameni care au fost găsiți carbonizați. Autoritățile susțin că în total, în momentul producerii tragediei, în blocul de locuințe se aflau 57 de oameni. Locuitorii care au reușit să evacueze clădirea la timp au fost transportați temporar într-o baracă a poliției. Incendiul s-a produs la etajul al doilea sau al treilea al blocului și s-a extins rapid ulterior la restul etajelor, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza producerii acestuia. Acest incident vine după ce, noaptea de joi, tot în Germania, 33 de oameni, printre care mai mulți români, au ajuns la spital intoxicați de fum după un incendiu pus intenționat în blocul de străini în care se aflau. Marile orașe ale lumii așteaptă deja sărbătorile de iarnă. În această perioadă a anului, Viena se transformă și devine un loc cu adevărat magic. Străzile radiază de lumină și în cele mai târzii ore ale nopții, iar decorațiunile specifice sezonului se regăsesc la tot pasul. Acestora li se adaugă numeroase târguri de Crăciun, patinoare în aer liber și celebrele concerte tradiționale. Poliția din Santa Ana, California, a arestat un bărbat care cerșea ca să cumpere carburant pentru mașina sa, atenție, un Ferrari 458 Spider. Cum un asemenea bolid costă aproape 300.000 de dolari, oamenii legii și-au pus întrebări, mai ales că mașina era zgriată. În plus, după ce a strâns suma necesară, bărbatul nu știa nici măcar cum să alimenteze. Your ship set sail. Un
hoț inspirat de pelicula Dispărut în 60 de secunde nu a avut prea mult noroc. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere de la o benzinărie din California se poate vedea cum bărbatul încearcă să facă rost de bani de carburant pentru bolid. Șoferul Israel Rangel, în vârstă de 38 de ani, a luat-o la fugă când i-a văzut pe polițiști, dar a fost prins în scurt timp. Agenții au descoperit că mașina fusese furată pe 19 octombrie dintr-un servis după ce un mecanic auto lăsase cheile pe bancheta din față. Omul a intrat în servis îmbrăcat cu o vestă de la Ferrari și a plecat cu mașina. Adevăratul proprietar, Susan Friedman, a aflat ce s-a întâmplat cu autoturismul său abia după ce acesta a fost recuperat. A primit o despăgubire consistentă de la compania de asigurări, din care spune că își va cumpăra un Lamborghini Huracan. Hoțul riscă ani grei de închisoare, mai ales că mai are deja o condamnare pentru fur de mașini. O nevastă de fotbalist dă cărțile pe față. Eliona Suleimani, declarată cea mai sexy soție de la Euro 2016, a declarat într-un interviu că fotbaliștii driblează și sexul și nu sunt deloc descurcăreți la acest capitol. Nu am râs aici! Eriona Suleimani a fost declarată cea mai sexy soție de fotbalist de la Euro 2016. A fost alături de soțul ei, Blerim Gemaili, la turneu.